este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Ca în fiecare an de Ziua Eroilor, la cimitirul Eternitatea din Roma a avut loc ceremonia de depunere a coroanelor la monumentul eroilor în memoria celor căzuți pe câmpurile de luptă pentru credință, libertate și apărarea țării. Cu toții sărbătorim astăzi una din marile sărbători ale bisericii noastre, una din marile sărbători ale creștinătății, una din marile sărbători de suflet ale noastre. Este vorba de înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri. Tot astăzi, deci, gândindu-ne la jertfa Mântuitorului, ne ducem cu mintea și la jertfele eroilor noștri, acelor care, așa cum spunea poetul, din câmp, de acasă, de la plug, plecat au într-o vară, pentru a scăpa de tuș, de jug, sărmana scumpă țară. Și poate că au plecat așa fiecare din satele, din orașele, de la casele lor, cu gândul că se vor întoarce, rugând pe părinți, rugând pe mame, pe tați, prin scrisori, să le cumpere o coasă, să le cumpere niște boi, gândindu-se la treburile gospodărești. Din păcate, nu s-a întâmplat așa și mulți au rămas în văile, în râpile, în dealurile, pe câmpiile de luptă, acolo unde le-a fost momentul jertfei, poate fără lumânare, fără glas de clopot, fără rugăciune, fără un cuvânt de mângâiere în clipele cele mai grele. Ceremonia a început cu oficierea slujbei religioase, după care au avut loc luările de cuvânt și ceremonia de depunere a coroanelor. În fiecare an, gândurile noastre de respect și recunoștință se îndreaptă către cei care, din sacrificiul lor, au apărat libertatea și independența României și au ținut că trează credința poporului român în valorile sale creștine și morale. Pomenii cu acestor eroi, cunoscuți și necunoscuți, de la soldați la generali, este nesfârșit de lung, dar toți au pus mai presus decât viața România și au scris cu sânge în cartea de istorie a neamului românesc. Știm că eroii au făcut ceea ce a trebuit atunci când a fost nevoie, indiferent de vremuri, de consecințe, de câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori. Cred pentru care să ne aducem aminte de ei, să-i cinstim și totodată să ducem mai departe idealurile pentru care i-au luptat și au murit pe câmpurile de luptă. Hristos s-a înălțat! Într-o zi frumoasă, binecuvântată, venim cu toții să-l sărbătorim pe cel mai mare erou și martir al neamului creștinesc, Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru mântuire, pentru mântuirea noastră a tuturor, luându-i pilda, luându-i ca model faptele pe care le-a făcut pentru semenii săi, au venit pleiada de eroi și de martiri. Și vorbim astăzi de martirii și eroi neamului românesc, cei care, ca adevărați mucenici, au trecut prin vremuri grele, prin încercări, prin foame, prin sabie, prin foc, prin plumb, așa cum spunea poetul, și au gândit că mai sus decât interesul național, decât apărarea patriei, a fiecăruia dintre gospodăriile lor, nimic nu e presus. Au plecat la luptă, așa cum s-a spus, gândit spre binele național. Mulți au gândit că se vor întoarce acasă. Mulți au știut că nu se vor mai întoarce, dar au știut că vă rămâne vii în amintirea fiecăruia. Pentru că eroii noștri mor când i-am uitat și i-am lăsat și i-am abandonat. De aceea, în fiecare an, de ziua înălțării, ne adunăm sub semnul crucii, spre a ne cinsti Mântuitorul, spre a ne cinsti eroii,
spre a ne cinsti pe cei mai buni dintre noi, care din păcate astăzi nu mai sunt. Eu aduc cele mai mari mulțumiri eroilor noștri care au luptat pentru independența României, pentru idealul eroilor și așa mai departe. Vă urez sănătate! Primii veterani de război, tricolorul frumos. În spiritul tradiției europene și în România, Zilei Eroilor i s-a conferit prin lege statutul de sărbătoare națională. Ea are loc în cea de-a 40-a zi după sărbătorile pascale.